Bună ziua, mult stimate domnule președinte al Academiei de Știință, onorată asistență, este zi de vineri, un pic cam obosiți. Eu aș vrea să încep cu un vers, ținând cont de ce s-a discutat astăzi aici, și anume, vremea trece, vremea vine, toate sunt vechi și nouă sunt toate. Ce-i rău și ce-i bine, tu te întreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă. Ce-i val, ca valul trece, te îndeamnă, te cheamă, tu rămâi la toate rece. Am vrut să citez aceste versuri înainte de a spune că începând cu anul 2017, am fost înmijlocit, interesat de reforma care s-a petrecut în domeniul științei. Și vreau să spun că este o reformă care a vizat nu numai Academia de Știință. Este o reformă care a vizat și sistemul de evaluare în domeniul cercetării, educației, și universitățile, și multe alte aspecte. Era nevoie de o astfel de reformă. Cu siguranță era nevoie. Pentru că din 2004 au trecut mulți ani. S-au acumulat multe atribuții la Academie care nu sunt firește Academiei de Știință. Trebuia de separat elaborarea politicilor să treacă la Minister, pentru că organele centrale de specialitate se ocupe de elaborarea politicilor. Acordarea finanțării trebuia să treacă o agenție. Dar asta nici de cum nu trebuia să presupună distrugerea și lichidarea Academiei care a fost creată timp de zeci de ani. Și s-a aplicat nu chiar cel mai potrivit model, sau cel mai nepotrivit model. Când Academia a rămas... Eu cer scuze dacă l-am jignit pe cineva când, fiind într-o stare așa emotivă, am spus că s-a transformat într-un club de abeceai. Și doamna, membru corespondent, m-a telefonat și a zis că domnul Popovici, vă invit la un ceai. Adică veniți la Academie. Pentru Academia de Știință, fără pârghii reale, cum ar fi institutele, nu poate exista. Ceea ce s-a întâmplat cu reforma, inclusiv la Academia de Știință. Vreau să spun, poate pentru prima dată în public, pentru că m-a ocupat nemijlocit. A fost un lobby foarte puternic. Au fost grupuri de interese care au dorit ca Academia de Știință să fie redusă la starea care s-a aflat la moment. Și aceste grupuri nu au fost în mare măsură interesate de reformarea științei, ci au fost interesate de preluarea proprietăților Academiei de Științe. Pământuri, clădiri și multe alte chestii. Fără îndoială. Eu n-am să intru în detalii, o să vină timpul când o să vorbim și despre aceste lucruri. De aceea, dacă noi ați observat, noi la președinție, președintele Dodon, categoric, da, cu siguranță, noi ne-am consultat, nu a dorit să semneze promulgarea acestei legi. Și nu vă pare straniu că cineva a insistat și a semnat în locul președintelui anume această modificare la lege. Dar gândi, ce are Academia de Știință? Dar încă o dată vă repet, au fost grupuri de interese care urmăreau, nu aveau emoții, vedeau doar business. Și au semnat această promulgare a codului, modificările la cod, și respectiv am ajuns la ce am ajuns noi astăzi. Cât privește raportul, vreau să spun că este un raport foarte bun, după părerea mea. Eu nu mă implic în activitatea Academiei. Așa cum a spus cineva, că mă implic în activitatea Teleradio Moldova. Nu m-am implicat, doar am formulat câteva întrebări, s-a supărat conducerea, dar asta e treaba lor. Pentru că eu tot am dreptul la părere. Al doilea moment. Noi avem cercetători foarte calificați. Dar dacă nu vom avea infrastructură necesară, ei vor pleca din Moldova. Și așa cum în fiecare zi din Moldova pleacă în jur de 137 de oameni, un număr mare va fi oamenii din domeniul cercetării.
Pot să spun doar că, după părerea mea, dar și ca urmare a discuțiilor cu directorii de institute, cu academicienii, după părerea mea, totuși reforma asta a avut un efect pozitiv. Și acest efect pozitiv a fost consolidarea comunității științifice. În 2017, conlucram doar cu câteva persoane. Domnul Penician Furtui, probabil la un moment dat s-a săturat că îl deranjam. Domnul Academician Pasat, noi este de asemenea, discutam destul de mult. Domnul Gaindric, domnul Culiuc și multe alte personalități, nu vreau și nu vreau să supere că le-au numit numele. Deja timpurile cele au trecut, vor veni alte timpuri mai bune, sperăm noi. Domnul Academician Tighineanu a evitat falimentul Academiei încă în 2017. Pentru că în 2017 exista șansa că Academia în genere să fie lichidată. Atunci când s-a vorbit despre faptul că nu mai există mandat nici pentru adunarea generală, nici pentru Consiliul de Suprem pentru știință și așa mai departe. Adică un președinte de țară care, de exemplu, a depășit mandatul lui în funcție, el rămâne în funcție până este ales un alt președinte, iar adunarea de academicienilor și-a pierdut mandatul odată cu expirarea celor 4 ani de zile. Nu este așa. Mandatul continuă până este ales o nouă adunare. Consiliul Suprem, până este ales un nou Consiliu. Și vă spun, atunci a fost tot un moment critic. Domnul Tighineanu, academician Tighineanu, a salvat această situație. De ce eu rog foarte mult, iarăși din nou, părerea mea, nu încercați sau nu, cred că nu trebuie cineva să încerce să perturbe această consolidare care s-a creat de moment și poate prima dată în 10 de ani de funcționare a Academiei de Științe. S-a observat astăzi că cineva dorește pe acest val, iar de nou revenind la Eminescu, pe acest val a schimbărilor să spună de ce să nu schimbăm noi și în Academie de Științe? Dacă perturbăm situația acum din Academie de Științe și distrugem această consolidare care s-a cristalizat, dispare Academia. Este părerea mea. De ce această realizare a reformei, consolidarea comunității științifice, eu cred că trebuie să fie menținută. Cât privește, iarăși din nou, raportul, domnul Academician Tighineanu a vorbit foarte convingător și referitor la finanțarea insuficientă și referitor la exodul de cadre și referitor la colaborarea cu mediul de afaceri, pentru că nu o să putem exista dacă nu o să fie în legătură nemijlocită. Eu sunt convins că comunitatea aceasta consolidată științifică, noua guvernare, a conștientizat necesitatea de corectarea greșelilor care au fost făcute. Eu încerc să zic cuvintele potrivite, pentru că suntem transmiși în direct. Corectarea acestor greșeli, acestor erori. Și cred eu că, în primul rând, trebuie să fie revăzut codul științei, nu revenirea la varianta din 2004. Categoric nu. Ci corectarea celor erori care au fost făcute în 2017, cu intrarea în vigoare din 2018. În primul rând, mă refer la readucerea instituțiilor de cercetare în cadrul Academiei. Și aici nu este o invenție a noastră. De ce să nu preluăm noi experiența pozitivă, de exemplu, României? Unde în legea privind Academia Română este definiția Academiei, este ca așa, actuala definiție Academiei de Științe a Moldovei. Tot comunitate, personalități, marcante în domeniu și așa mai departe. Dar ei mai au și o altă prevedere, că Academia Română are în subordine institute, comisii, grupuri și așa mai departe. La noi în cod, un astfel de articol, un astfel de punct lipsește. Noi trebuie să readucem acest punct. Sigur că da. Nu, România e România. Noi să avem cel puțin această clauză în lege. Eu cred că
Da, și în Rusia este aceeași situație, și în Ucraina este aceeași situație. Deci nu trebuie să inventăm bicicletă. De asemenea, eu sunt de părerea că trebuie să fie politici mult mai eficienți în domeniul cercetării în țara noastră. În cadrul Comisiei Parlamentare, noi am discutat mai multe subiecte. Inclusiv, am format iarăși din nou întrebări la unei funcționari referitor la faptul de ce nu s-a elaborat metodologia? Iată, această metodologie de finanțare instituțională. Atâta timp a trecut. Codul a intrat în vigoare, modificările în februarie 2018. Acum suntem în iulie 2019. Oare într-un an, jumătate, nu se putea de făcut lucrurile astea? Pentru că am vorbit cu cei, cu directorii instituțiilor, cuvântul cheie care a fost menționat permanent a fost incertitudine. Trebuie determinat cu această incertitudine. Nu e clar. Ce va fi, când va fi și așa mai departe. Și acești funcționari publici puteau să-și facă misiunea foarte repede. Cât privește politicile în domeniul cercetării, eu cred că noi trebuie, cam am depășit orice limita erorilor. Dar la etapa actuală mai apare încă o greșeală la orizont. În ceea ce privește sistemul de evaluare în domeniul cercetării, ceea ce ține de activitatea ANACEC-ului. Aici este prezent domnul director. Noi am făcut o greșeală enormă. Când iarăși noi, din considerente politice, am lichidat Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare. Numai de ce că președintele CNA-ului era numit prin decretul președintelui Republicii Moldova. Nonsens. Sau comisiile erau numite tot de semne prin decret, chiar dacă erau compuse de lista, de către Academie de Știință, Guvern și Universități. Și acum este o situație foarte delicată când instituția respectivă, care a acumulat în sine, nu mai ce ne au, dar și inspectoratul școlar și multe alte chestii, adică se acreditează și se evaluează de la prima treaptă până la Academie și așa mai până la cercetări fundamentale. Într-o singură instituție. Dar nu e asta problema cea mai mare, că poți aduce experți. Problema este cea mai mare, că această structură, care în toată lumea are un statut autonom, în Germania, de exemplu, este o, chiar o organizație obștească, cu statut organizație obștească. La noi a fost adus în componența guvernului, adică supusă politic. Și nu numai la guvern. Dar a fost introdusă în componența Ministerului Educației, care în genere e nonsens. Adică sub un control politic absolut. Vine un ministru, el o să dicteze ce trebuie de făcut, ce trebuie de evaluat și ce nu trebuie de evaluat. Dar nici asta nu e cel mai mare risc. Riscul cel mai mare e că instituțiile care vor fi acreditate, evaluate de această agenție, poate să obțină documente care să nu fie recunoscute pe plan internațional. Cine o să vrea să recunoască un document eliberat de o structură controlată politică? Nu se face așa. Stimați academicieni, am foarte multe de spus, dar mai ales că această tribună este practică în ultimii 2 ani, una la care foarte des am apărut. Unii s-au supărat, alții nu s-au supărat. Dar în final vreau totuși, ținând cont de semnificația zilei de astăzi, să vă doresc o zi de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, aducători de lumină și liniște, să vă doresc sănătate, succese, perseverență, insistență și vă garantez, vom reuși. Vă mulțumesc pentru atenție.